Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 22. Citim ultima parte a acestei cărți, respectiv versetele de la 6 la 21. Apocalipsa 22, versetele de la 6 la 21. Să citim cu respect Cuvântul lui Dumnezeu. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, că vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. Există bucurie în întâlnirea cu Dumnezeu. Există bucurie în întâlnirea cu frații. Și ori de câte ori piedici pe care nu le poți depăși, te opresc să ai această părtășie cu Dumnezeu, cu frații, sufletul simte înfometarea și însetarea și dorește să se hrănească, să se umple din prezența Domnului și din părtășia sfinților. În seara aceasta suntem aproape să încheiem studiul în care ne-am implicat pentru mai multe luni împreună, încercând cu puterea pe care Domnul ne-a dat-o să înțelegem mesajul cărții Apocalipsa. Aceasta este o carte explicată în multe feluri. Chiar în aceeași denominațiune religioasă, ea este explicată în multe feluri. Sunt denominațiuni care au conturat o anumită interpretare pentru ele. Sunt altele care au lăsat la libertatea credincioșilor o diversitate de interpretări. Niciun predicator cu bun simț nu va avea pretenția că a epuizat această carte, care este inepuizabilă și
alcătuită dintr-un lanț nesfârșit de simboluri greu de interpretat. Însă, cu înțelepciunea pe care Domnul ne-a dat-o, am spus lucrurile care au fost spuse și în seara aceasta am ajuns aproape de încheiere. A fost un timp în care am cercetat această carte pentru că ea vorbește despre vremurile prezente și mai ales despre vremurile viitoare, despre revenirea Domnului Iisus Hristos. În această seară ne vom concentra atenția la noul pământ care va fi schimbat cu acesta, care atunci va fi numit vechi. Și în studiul nostru din această seară este numit vechi, pentru că apare unul nou, cel care va fi. Prima carte a Bibliei ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om din pământ și l-a așezat în Eden să trăiască fericit, să crească, să se mulțească și să lucreze pământul. Pentru că omul a fost instigat de diavolul, care a fost dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul omului. Omul și-a trădat Creatorul și Dumnezeu a blestemat pământul, l-a blestemat pe diavolul, l-a pedepsit pe om și l-a izgonit din grădina Edenului, l-a eliminat din grădina Edenului. În Genesa, capitolul 3, versetul 17, Dumnezeu spune: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Observați, Dumnezeu a blestemat pământul, l-a blestemat pe șarpe, dar pe om nu l-a blestemat, pe om l-a pedepsit. În Apocalipsa, capitolul 21, capitolele 21 și 22, Scriptura ne prezintă înnoirea lucrurilor care se strică în Geneza. Dacă Geneza este cartea lucrurilor care se strică și pentru 64 de cărți se explică această stricăciune și imposibilitatea de a fi reparată prin resurse umane, a 66-a carte, care este ultima, în opoziție cu prima, Geneza, arată repararea acestor lucruri, reabilitarea și restaurarea lor prin resursele și prin puterea, prin implicarea lui Dumnezeu. Imediat după căderea în păcat, Dumnezeu i-a făcut omului promisiunea că îl va reabilita. Aduceți-vă aminte de celebrul verset 15 din Geneza 3, care este primul verset din Scripturi care exprimă promisiunea lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, adică sămânța femeii care este Iisus Hristos, iar tu cu sămânța ta nu vei reuși decât să-i zdrobești călcâiul, adică să-i faci o pagubă neînsemnată. Deoarece rezultatul păcatului omenesc este moartea, și moartea este moartea spirituală, moartea fizică și moartea veșnică, victoria finală trebuie să elimine moartea. Atâta timp cât moartea există, nu există victorie, pentru că moartea este consecința păcatului și este puterea diavolului. Diavolul n-ar avea putere dacă n-ar exista moartea. Puterea lui stă în moarte, iar puterea morții stă în păcat. Puterea păcatului stă în ispită, iar puterea ispitei stă în firea omenească. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua, spune cuvântul în Apocalipsa 20 cu versetul 14. Apoi Dumnezeu va distruge pământul acesta actual, pe care El îl numește vechi, doar pentru faptul că este blestemat. Și pentru că este blestemat, nu poate deveni locul unde coboară cetatea noul Ierusalim. Dumnezeu nu amestecă sfințenia cu blestemul. De aceea, mesajul direct și indirect al Bibliei este că nimic blestemat nu va intra în cetatea aceea. Nimic spurcat, nimic întinat. Observați, vă rog, că Apocalipsa este rezultatul final, pierdut de unii și câștigat de alții. Aici am ajuns într-un punct destul de dureros, care trece dincolo de religie și se oprește la viața spirituală. Apocalipsa este punctul final, pierdut de unii și câștigat de alții.
Nu toți oamenii care vin în adunare vor avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi știm aceasta din cuvânt. Nu numai oamenii din lume vor avea parte de vai, de nefericire, ci și mulți oameni care vin în adunare, dar nu învață nimic prin venirea în adunare și nu-și schimbă viața, ci doar își maschează viața. Revenirea Mântuitorului nu va fi o victorie pentru toți oamenii, ci doar pentru cei care l-așteaptă căutând neprihănirea. Revenirea Domnului Iisus va însemna fericire pentru cei născuți din nou și nefericire pentru cei care trăiesc în fire, în păcat. Apocalipsa conține 7 fericiri pentru poporul lui Dumnezeu și 7 nefericiri, 7 vaiuri de la vai, vai, pentru poporul diavolului. Observați, vă rog, Apocalipsa 1:3, în primul rând, ferice de cine citește Biblia. Aceasta este prima fericire. Nu mai citesc referințele, dumneavoastră le știți, le puteți citi, luați-vă Biblia, deschideți-o la capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește Biblia. Frați și surori, există o fericire în a citi Biblia. Nu doar pentru faptul că înveți cuvântul lui Dumnezeu, ci prin faptul că citind cuvântul lui Dumnezeu, primești fericirea pe care El a promis-o. Citirea Bibliei nu este facultativă, nu-i monopolul predicatorilor sau a pastorilor. Ea este cartea pe care Dumnezeu nu a dat-o tuturor credincioșilor, tuturor oamenilor. De aceea ea este însoțită de o fericire. În opoziție cu citirea Bibliei care aduce fericire, este respingerea cuvântului care aduce vai. Vai, vai. Apoi, ferice de cei ce mor în Domnul. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13. Există riscul, frați și surori, un om într-o perioadă a vieții să fie credincios lui Dumnezeu. Și în ultima parte a vieții, aproape de moarte, dacă e vorba de o moarte naturală, de bătrânețe, datorită specificului bătrâneții, care înseamnă singurătate, boală, de multe ori suferință foarte mare, lipsuri materiale și multe alte lucruri specifice bătrâneței, s-ar putea ca un om spre bătrânețe să se lepede de Domnul. De aceea Scriptura spune, ferice de cei ce rezistă până la capăt și mor în credința în care au trăit, ferice de cei ce mor în Domnul. Nu spun ferice de cei ce l-au primit pe Domnul, pentru că așa cum unii îl primesc, îl și lasă. Dar cine rezistă până la sfârșit, și trebuie să acceptați că nu-i ușor să reziști până la sfârșit. Dragostea din tâi este caracterizată de entuziasm, de euforie, de o mare descătușare de energie înspre Dumnezeu, dar odată cu trecerea anilor se înmulțesc dificultățile și din ce în ce mai mari și mai multe sunt barierele în calea celui care îl urmează pe Domnul. De aceea Biblia se uită la sfârșit, dacă ai trecut linia de sosire în timp, și spune ferice de cei ce mor în Domnul. Însă, în opoziție sunt ferice de cei, vai de cei care mor fără Hristos, Apocalipsa 14, 10 la 11. Dacă e ferice de cei ce mor în Hristos, este vai de cei care mor în fire, despărțiți de Hristos. Aici nu spune să mori în biserică, să mori în Hristos. De multe ori între cele două este o uriașă diferență. Mai corect era să spun adunare. A treia fericire, Apocalipsa 16:15, ferice de cei ce veghează. A veghea este o caracteristică a soldaților. Ei sunt chemați să păzească un obiectiv și ei stau în fața acestui obiectiv timp în care alții se odihnesc, dorm, se joacă, fac cumpărături. Ei nu fac nimic din aceste lucruri, ci veghează, adică se concentrează cu toată atenția lor să păzească obiectivul care le-a fost încredințat. Un credincios trebuie să vegheze la propria viață,
la reacțiile care pornesc din interior, la ispitele care vin din exterior, la toate căderile la care este expus, la toate capcanele pe care diavolul le pregătește. Biblia spune, ferice de cine este pregătit cu armele de atac și de apărare și se concentrează la viața spirituală. Nu neglijează viața umană, nu-și neglijează serviciul, nu-și neglijează școala, nu-și neglijează familia, nu-și neglijează nici măcar odihna, pentru că noi avem impresia că suntem obosiți, că muncim mult. Frați și surori, omul nu obosește că muncește mult. Nu poate un om niciodată să muncească atât de mult încât să se obosească. Omul obosește că nu se odihnește, nu că muncește. Dacă omul s-ar odihni în funcție de cât muncește, n-ar obosi niciodată. Oboseala nu-i consecința la multă muncă, ci e consecința la puțină odihnă. Ei bine, toate lucrurile omenești noi trebuie să le facem, dar trebuie să le facem în al doilea rând. Vegherea este asupra lucrurilor spirituale și dacă pierdem din vedere lucrurile spirituale pentru fotbal, pentru sport, pentru bani, pentru al treilea job și pentru tot felul de lucruri care n-au legătură cu viața spirituală, asta înseamnă neveghere. Dumnezeu nu vrea să devenim miliardari pe pământ neapărat. Dacă devenim prin circumstanțele vieții, ca o expresie a binecuvântării, se întâmplă să devenim, că cei mai mulți au ajuns din întâmplare. Nu-i rău, dar nu trebuie să ne vindem sufletul să devenim campioni, să devenim superintelectuali, să devenim miliardari. Nu! Cine face asta nu veghează și nu-i fericit. Dimpotrivă, în opoziție este vai de cei ce nu au vegheat. Citiți Apocalipsa 16, versetele 14 la 16. Un soldat care nu veghează îi nefericește pe cei pe care îi păzește prin faptul că îi expune pentru că el nu veghează. Toată complexitatea aceasta umană și Dumnezeu având reședința în noi prin Duhul Sfânt și prin Scripturi este în pericol pentru faptul că noi ne concentrăm mai mult asupra lucrurilor de pe pământ, care nu-s rele în sine. Noi nu facem rău că ne concentrăm la ele, noi facem rău că exagerăm în concentrarea asupra lor. Ele nu sunt rele, ele nu sunt nici morale, nici imorale, sunt amorale, dar faptul că întrecem măsura în concentrarea, în focusul nostru asupra lor, asta ne face pe noi să pierdem din vedere lucrul lui Dumnezeu și prin omitere să păcătuim. Și Biblia spune, vai, dacă ești omul acela, ascultă-mă, vai de sufletul tău. Vei ajunge un campion în iad, vei ajunge un super inteligent în iad, vei ajunge un super bogat în iad. Este ăsta idealul tău? A patra fericire o găsim în Apocalipsa 19, versetul 9, ferice de cei invitați la nunta mielului. Adevărul este că la nunta mielului sunt invitați toți oamenii. De aceea, în opoziție, este vai de cei alungați, nu de cei neinvitați, vai de cei alungați de la nunta mielului. Dacă ne aducem aminte de ceva care este comparativ cu subiectul acesta, în Evanghelie Domnul ne prezintă o pildă care are drept scop să pună în fața noastră un adevăr central, adică el îi invită pe toți oamenii, dar o parte nu vin. Și dintre cei care vin, unii vin în mod necorespunzător, nu au vestimentația specifică sărbătorii de nuntă. Și atunci intră mirele, se uită la cel care în loc de îmbrăcăminte albă, simbolul neprihănirii, are o îmbrăcăminte neagră, simbolul păcatului, și îi spune, tu ce cauți aici în felul acesta? Dați-l afară. Nu-i spune ieși afară ca să aibă dreptul să spună da sau nu, ci dincolo de voința lui spune dați-l afară. Ferice de cei care vin la nunta mielului, vai de cei care nu vin sau venind în mod nepotrivit sunt alungați de la nunta mielului. A cincea fericire, ferice de cei ce au parte de întâia înviere, Apocalipsa 20:6, vai de cei ce nu au parte de prima înviere. Scriptura vorbește despre trei învieri,
dintr-o anumită perspectivă de interpretare a Apocalipsei sau de două învieri dintr-o altă perspectivă a interpretării, așa cum spuneam noi la necazul cel mare sau la răpirea bisericii, sunt mai multe curente majore de interpretare a cărții. A șasea fericire, ferice de cei ce păzesc profețiile Bibliei, Apocalipsa 22:7, de asemenea, vai de cei ce scot sau adaugă la cuvintele Bibliei, Apocalipsa 22, versetele 18 și 19. Frați și surori, există astăzi un curent științific elevat, un curent al oamenilor care se cred inteligenți și care vor să explice în termeni raționali Scripturile, drept pentru care spun că o grămadă de lucruri mistice, supranaturale, care nu depind de oameni, ci de Dumnezeu, nu mai sunt valabile sau le explică în termeni omenești. Oamenii aceștia dezbracă Biblia de minuni, de semne, de orice manifestare divină, supranaturală și reduce creștinismul doar la o morală asemenea filozofiei sau confucianismului chinezesc. Ei, Biblia spune următorul lucru: cine își permite să scoată din Scriptură un verset, Dumnezeu îi scoate dreptul de la pomul vieții. Să îl ai, nu să nu-l ai, Dumnezeu ți-l ia. Biblia este o carte unde nu trebuie să-ți permiți să umbli. Este ca și prima pereche din grădină care a umblat unde nu trebuia să-și permită, la pomul din mijlocul grădinii. Au putut umbla, n-au fost împiedicați, dar au făcut-o cu riscul propriei vieți și cu riscul vieții tuturor oamenilor care s-au născut în păcat după ei. Oamenii pot scoate versete din Scriptură, spunând că ăsta nu mai e valabil acum și nici ăsta nu mai e valabil acum. O grămadă de lucruri nu mai sunt valabile acum. Se zice că cineva a avut un vis într-o noapte și, în sfârșit, visul e lung. Vă spun numai că atunci când a deschis Biblia să o citească, mai avea doar vreo 10-15 pagini. Și în vis l-a întrebat pe Domnul care l-a pus să citească: Doamne, dar ce se întâmplă cu... A cui e Biblia asta? Biblia mea era groasă. Ce cu Biblia asta? Biblia mea are 1223 de pagini. Asta n-are decât vreo 5 pagini. Și asta e Biblia ta. Cum, Doamne, e Biblia mea? Păi zice, toată viața n-ai avut alt scop decât să mai rup câte o foaie din ea, spunând, asta nu mai e nevoie, asta nu mai e nevoie, asta nu mai e nevoie, asta a fost valabil doar pentru bunica, asta pentru străbunica, asta pentru Luther, asta pentru, pentru cei din România, că ia-s mai așa, mai de la țară, noi suntem în America, noi avem o Biblie americană. Însă, la fel de vinovați sunt oamenii care adaugă și, după cum riscul de a scoate al unora, riscul de a adăuga este al altora. Sunt oameni care pun în gura lui Dumnezeu ceea ce n-a spus niciodată, care pun în Scriptură ceea ce nu scrie, luând versete sau frânturi de versete și le copilează, le înnădesc ei, le coase și spun, așa spune cuvântul Domnului. Din Scriptură poți să spui aproape orice vrei, dacă iei versete din context. Singura interpretare biblică este să interpretezi o propoziție numită de noi verset în contextul, adică în zona de versete biblice în care a fost așezat. Și în ideea contextului, nu poți să-i dai unui verset o idee pe care contextul nu o suportă. În felul acesta vom avea o hermeneutică corectă, adică o tălmăcire a Scripturilor corectă. Altfel, dumneavoastră recunoașteți că sunt mii de interpretări ale aceluiași verset. De ce al nostru este mai corect decât al altuia dacă nu este în subiectul contextului? Fiecare are pretenția că interpretează corect Scriptura. Că dacă ar avea pretenția că nu-i corect, s-ar schimba? Uitați-vă câte denominațiuni sunt pe pământ și toate spun noi, noi, noi. Sigur că da, ei. Ultima fericire din cartea Apocalipsa, însoțită de vai, este ferice de cei ce își spală hainele. Ferice de cei ce își spală hainele. Am citit în versetul 14: ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Spălarea hainelor presupune o curățire personală cu elemente
de care ai nevoie în procesul spălării. Niciun om nu poate fi vinovat că nu s-a spălat dacă nu are apă. Dar dacă are la îndemână apă și săpun, doar lenea îl oprește ca să se spele. Biblia spune aici, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept. Observați că este vorba de o curăție spirituală, sufletească, trupească, pentru ca să intri în cetate. Deopotrivă, este Apocalipsa 22:15. Vai de cei ce nu-și spală hainele! Vai de cei ce nu-și spală hainele! Observați versetul 15. Afară sunt câinii. Acesta este, câinii sunt un simbol de necurăție. Vrăjitorii nu și-au spălat hainele. Vrăjitoria este o murdărire a hainelor, nu o spălare. Curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, oricine iubește și trăiește în minciună, acestea sunt modalități de a-ți murdări haina vieții, nu de a-ți o spăla. Aș vrea să vorbim puțin despre oamenii care rămân afară, pentru că sunt destui. Să vorbim puțin despre asta. După ce Dumnezeu a epuizat toate șansele să le ofere unui muritor într-o perioadă de 60-70 de ani, avem aici un exemplu de 81 de ani și o lună jumate, exemplu-i fericit că e un om mântuit, dar la vârsta fratelui Vasile sunt foarte mulți oameni nemântuiți. Și Dumnezeu 80 de ani i-a oferit șanse acestui om să se pocăiască și n-a vrut. Ei bine, după ce Dumnezeu epuizează toate șansele acestea pentru un om și nu vrea să se mântuiască, el trece din viață și moare în păcat, nu în Hristos. Omul acela nu intră în împărăția lui Dumnezeu, oricine s-ar ruga pentru el, oricine ar predica la mormântarea lui, oricine ar face mormântarea și la orice funeral din lume ar fi cazat pentru zilele alea. Mântuirea este rezultatul credinței personale, urmată de nașterea din nou, de înnoirea vieții, de Hristos așezat în viață, de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prezent în viața omului. Viața aceasta veșnică este un dar, nu este un merit, care se primește prin credință, nu prin slujire. Și odată mântuiți și intrați în împărăția lui Dumnezeu, oamenii se dedică să servească prin slujire, de aceea au răsplată. Dar cei care nu sunt mântuiți prin credință și nu slujesc și nu au răsplată, ei sunt în afara împărăției. Și uitați ce spune Scriptura. Ioan în Apocalipsa 21 cu versetul 8 spune că au rămas afară oameni care se fac vinovați de absența credinței și a faptelor făcute prin credință, nici de cum de absența slujirii. Încă o dată, uitați-vă în Apocalipsa 22 și în Apocalipsa 21 și veți constata că lucrurile care îi opresc pe oameni să intre în împărăție nu sunt absența slujirii, ci sunt absența mântuirii, a neprihănirii. Pentru că un om, când e mântuit cu adevărat, de la sine slujește, pentru că se simte atras în mod irezistibil să-L servească pe Domnul. De aceea Domnul n-a spus aici că rămân afară oamenii care nu slujesc. Pentru că în opoziție ar însemna că intră oamenii care slujesc. Nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu predicatorii pentru că au predicat. Predicatorii vor intra pentru că au fost mântuiți, nu pentru că au predicat. Dacă au predicat fără să fie mântuiți, nu vor intra. Cel mai tare predicator din lumea asta, dacă nu-i mântuit, va merge împreună cu diavolul în iad. Cel mai tare cântăreț, cel mai tare păstor, ușier, ce vreți dumneavoastră, slujbaș, evanghelist, profet, văzător, dacă nu este mântuit, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu pe baza faptelor, pe baza slujirii, nu a faptelor, pe baza slujirii. Un om poate să slujească în elementul abilităților umane. Un om poate să facă slujbe în casa lui Dumnezeu datorită unei pregătiri pe care și-a însușit-o în școală,
Dar un om în nicio școală din lume nu învață să fie neprihănit o viață întreagă. De aceea, posibilitatea de a intra în cer este prin neprihănire. În felul ăsta se ajunge la mântuire, nu prin slujire. Niciun om să nu-și încălzească conștiința spunând că eu sunt mântuit pentru că am dat bani, pentru că am cântat, pentru că am predicat, pentru că am alergat. Nu, poți să alergi de când te naști până mori, mergi în iad dacă nu ai sufletul mântuit prin credință și pocăință. Acesta e mesajul Bibliei. Foarte mulți oameni se înșeală astăzi, se botează doar ca să se însoare și să se mărite și apoi fac câte ceva în casa lui Dumnezeu, pe fondul unei vieți de destrăbălare, mascată sau vizibilă, și așteaptă să intre în cer. E cinstit să vă spunem adevărul, nu se poate intra în cer dacă nu sunteți mântuiți. Toate aceste păcate descalificatoare sau care descalifică sunt prezentate de Pavel în Romani, capitolul 1, și în Galateni, capitolul 5, acolo unde se vorbește despre faptele firii, nu despre absența slujirii. Nu vreau să spun că slujirea nu e importantă, vreau doar să subliniez că la mântuire nu se ajunge prin slujire. După ce ești mântuit, slujirea devine foarte importantă. Și scripturile spun, fricoșii, adică lașii, cărora le-a fost teamă să-L urmeze pe Domnul și să se dedice Lui. Citiți Matei 10, 32, 33 sau Roman 10, versetul 9. Necredincioșii care nu au crezut existența lui Dumnezeu. Acesta este și un păcat care nu poate fi iertat. Cum poate fi iertat un om care nu crede niciodată? Titul 1:15, Ioan 3:18. Aici nu este vorba despre acceptarea intelectuală a Evangheliei sau a lui Iisus Hristos, ci este vorba despre credința care te duce la neprihănire, nu despre acceptarea intelectuală care te face să rămâi tot în păcat, timp în care te joci cu versete biblice. 3. Scârboșii care și-au permis lucruri scârboase condamnate de Biblie. Citiți Roman 1:14-22 sau versetele 2-22. Ucigașii care au disprețuit viața oamenilor la propriu sau la figurat. Ieremia spunea despre unii că spun, haide să ucidem cu vorba. Iar Domnul spune în Matei, în capitolul 5, celor din vechime s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine îi zice fratelui său prostule, l-a și omorât. Există o crimă fizică și există o crimă de onoare. Curvarii care și-au permis să trăiască în patimi păcătoase, murdare. Exod 20:14, Levitic 18:22, 26, 27 sau Evrei capitolul 13, versetul 4. 6. Vrăjitorii care au folosit practici oculte, din pasiune, din interese de tot felul. 7. Idolatrii care au dat închinare la altcineva sau la altceva mai mult decât lui Dumnezeu, chiar dacă i-au dat și lui Dumnezeu. Citiți 1 Corinteni 10:7 sau Efeseni 5:20 și în final spune cuvântul Domnului, toți mincinoșii care au trăit în minciună, care și-au făcut un mod de viață din a minți. Ioan 8:44 sau 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 11 și 12. Aș vrea să închei, frați și surori, spunându-vă despre un ultim lucru care mi-a plăcut întotdeauna de când l-am cunoscut pe Domnul. Lucrul acesta l-am numit Apocalipsa reabilitează Geneza. De ce l-am numit așa? Pentru că lucrurile care le-a stricat diavolul în Geneza, în asociere, în parteneriat cu omul, le-a reparat Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Apocalipsa. Lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Ele sunt mai multe și de aici se poate face o predică în toată regula. Biblia este cartea lui Dumnezeu, începe și se termină în glorie, chiar dacă între început și sfârșit există rușine și faliment. Ce a pierdut omul în Geneza a recâștigat în Apocalipsa. Ce a pierdut omul prin Adam a recâștigat prin Hristos. Ce a pierdut omul prin păcat a recâștigat prin pocăință. Și acum câteva exemple. Omul a pierdut în Geneza prezența fizică a lui Dumnezeu, dar a recâștigat-o în Apocalipsa. Citiți Geneza 3:8-9
ca să vedeți ce a pierdut Dumnezeu, adică prezența lui Dumnezeu, și Apocalipsa 21:3, ca să observăm că el a câștigat prezența lui Dumnezeu. Omul a pierdut în Geneza viața veșnică, însă a recâștigat-o în Apocalipsa. Geneza 3:19. În pământ te vei întoarce, că ești luat din pământ. Acest decret divin a căzut ca un tunet, ca un fulger peste omul care trăia veșnic până atunci. Însă în Apocalipsa 2:10 Dumnezeu promite viața veșnică. 3. Omul a pierdut în Geneza condiția unei existențe spirituale depline, când trăia în prezența Domnului și în răcoarea dimineții se întâlnea cu Creatorul. Lipsită de boli, de moarte, de necazuri, dar are câștigat-o în Apocalipsa. Citiți Geneza 3:16-19 în opoziție cu Apocalipsa 21:4. Omul a pierdut în Geneza pomul vieții, dar l-a recâștigat în Apocalipsa. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul: să-l eliminăm pe om din grădină și să punem niște heruvim cu o sabie învăpăiată la intrarea în grădină, ca nu cumva omul să intre și să se ducă la pomul vieții și să trăiască. Să-l împiedicăm ca să aibă o relație cu pomul vieții. Să rămână cu păcatul pe care l-a ales. Dar observați că în Apocalipsa Dumnezeu îi dă omului prin har dreptul să meargă la pomul vieții. Vă dați seama ce mare har am pierdut în Geneza și am recâștigat în Apocalipsa. Apocalipsa este cartea care repară ce s-a stricat în Geneza. Apocalipsa pune sticla la geamul care a fost spartă de un copil cu mingea. Apocalipsa repară mașina care s-a ciocnit într-o intersecție în Geneza. Apocalipsa cere iertare pentru că în Geneza oamenii s-au certat și s-au lovit. Apocalipsa este cartea reabilitării. Apocalipsa încununează speranța celor care așteaptă Apocalipsa. Geneza este o carte a prăbușirii omului, a degradării lui. Prima moarte, primul păcat, prima despărțire, primul divorț, primele lacrimi, prima dezamăgire, prima. Însă Apocalipsa este reabilitarea, în sens pozitiv, prima înviere, prima. Ce mare har că există Apocalipsa, după cum există Geneza. De asemenea, omul a pierdut în Geneza lupta cu diavolul, dar a recâștigat-o în Apocalipsa. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa 12, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Eva însă nu l-a biruit. Eva a fost biruită. Adam nu l-a biruit. Adam a fost biruit. Și prin părintele Adam a intrat în toate generațiile de oameni născuți din femeie păcatul adamic. Și toți ne-am născut sub incidența păcatului, care este potențial în om, dar se activează la vremea în care omul devine conștient de realitățile vieții. De aceea copiii, bolnavii psihici, oamenii care sunt iresponsabili de discernământ intelectual, rațional, nu se fac vinovați de faptul că nu-L aleg pe Domnul, prin faptul că nici nu-L pot alege, nu au capacitatea aceasta. Omul a pierdut în Geneza binecuvântarea pământului, dar a recâștigat-o în cartea Apocalipsa. Citiți Geneza 3:17 și în opoziție Apocalipsa 21:1. Și în concluzie, omul a pierdut în Geneza demnitatea să fie om și a recâștigat-o în Apocalipsa. De aceea Dumnezeu spune lucruri care sunt greu de înțeles. Ce vreau să spun? Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Care pastor spune așa? Niciunul. Toți spun, cine este nedrept să ridice o mână și să-L primească pe Hristos, ieși în față să ne rugăm pentru tine. Tot timpul spun pastorii asta. Dumnezeu spune, cine e nedrept să stea acolo pe bancă și să fie nedrept mai departe. Știți de ce? A venit Apocalipsa. Nu mai e timp. A fost Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Samueli și toți ceilalți. Au fost, a fost timp, omule! A fost o seară și o dimineață. Au fost milioane de seri și milioane de dimineți. Și în timpul acesta Dumnezeu te-a chemat și tu l-ai respins. Acum ascultă ceva foarte tragic. Rămâi acolo unde ești. Sigur, timpul ăsta încă nu a venit în seara asta.
încă ești invitat să te ridici de unde ești și să te pocăiești. Dar timpul în care nu vei mai fi chemat la pocăință, ci doar la judecată, este foarte aproape. Frați și surori, avem onoarea să ne pocăim. Avem harul să ne pocăim. Avem privilegiul să ne pocăim. Și să scăpăm de ce merităm. Să scăpăm de ce este al nostru, de fapt. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă chem pe toți, și pe tineri și pe bătrâni, să stăm înaintea Domnului și să realizăm că suntem oameni care avem oportunitatea să ne pocăim, și dacă refuzăm această oportunitate, mergem în iad. Am găsit câteva cuvinte scrise pe patul de moarte de un individ iubit de oameni. A scris mesajul acesta în august 1, 2007. Florian Pitiș, de care probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit. Ascultați ce spune el. Mă numesc Florian Pitiș și vă anunț că am cancer la prostată. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de curând cea mai mare bucurie pe care am avut-o în viața mea a fost concertul Rolling. Doctorii m-au avertizat că sunt prea slăbit, că poate o să agravez ce a mai rămas din boala mea participând la concert. Viața mea a fost extraordinar de frumoasă. Am fost rebelul cu plete în vânt. Mi-a plăcut pocăința. Am trăit viața intens, ca pe o minune, și nu-mi pare rău de nimic din ceea ce am făcut. Nici măcar acum nu-i pare rău. Are cancer la prostată și nici acum nu-i pare rău. Aș vrea să vă aduceți aminte de mine și timp să cred că pentru voi am însemnat ceva. Să fredonăm împreună. Hei, tramvai și tras de cai, hei, joben, cum veneai la Mont Jardin, ce tânăr eram atunci și plin de viață. Știți, niște cântece din repertoriu românesc. Cum am primit vestea? Ei bine, dragilor, rău. Există un moment în viață când fiecare trebuie să-și ia rămas bun. Toți veți fi în locul meu cândva. Chiar tu care citești aceste rânduri, va trebui să-ți înfrunți propria moarte. Pe de o parte mă înspăimântă. Cum ar fi să nu mai fiu cu voi, cei care ați ținut la mine, să nu vă mai văd 100 de ani, 1000 de ani, 1 miliard de ani, o eternitate, o veșnicie, un infinit, un nean. Eu, Florin Pitiș, nu voi mai fi. Copiii voștri poate vor apuca să asculte Pasărea Colibri, era o emisiune de-a lui. Nu vor apuca să vadă emisiunea de la Teleenciclopedia, titrate de mine. Încet, încet voi fi uitate de toți. Dar sper măcar de voi nu. Ce mesaj să vă transmit acum? Nu știu, dragilor, trăiesc un vis rău. Și mă gândesc că toate astea nu mi se întâmplă mie. Marea trecere spre nean, spre neființă. Trebuie să am curaj. O singură dată în viață treci dintr-o etapă în alta. Aș vrea să vă spun să vă iubiți mai mult. Să prețuiți fiecare clipă ca și cum ar fi ultima. Eu vă iubesc pe toți și se pare că Dumnezeu mă va chema, probabil, în ceruri. Îmi pare rău că nu am realizat tot ceea ce mi-am dorit. Îmi pare rău că am lăsat atâtea lucruri neîmplinite. Dar nu, nu îmi pare rău de viața ce am trăit. Neantul mă cheamă și mă înspăimântă în același timp. Eu să nu mai fiu, eu, să nu mai exist, să dispar pur și simplu în bezna uitării. Ce înseamnă, Doamne, să nu mai fiu? Mă pui la grea încercare, ultima din viață. Dumnezeule, mă ia o frică mare. Oare existi? Doamne, nu mă lăsa în besna neființei. Eu vreau ca să mai fiu, te rog. Nu vreau să fiu doar o cruce într-un cimitir. Vedeți cum gândește un om nemântuit pe patul morții? A fost un om de succes. A făcut milioane de români să râdă. I-a distrat la petrecerile lor. Și el recunoaște că vrea să mai fie, să mai trăiască, să nu devină doar o cruce într-un cimitir și să nu se ducă în besna morții. El e din categoria de vai, nu de ferice. Ascultă-mă, în locul lui vei fi și tu cândva și eu voi fi acolo. Dacă nu-L cunoști pe Iisus în mod personal, nu vei rămâne decât o cruce într-un cimitir,
oricare ți-ar fi religia. Nu va rămâne decât un vai, dar dacă îl cunoști pe Domnul, dacă te dedici pentru neprihănire și îl urmezi pe Domnul, atunci va fi ferice de tine. Vei fi în împărăția lui Dumnezeu, pe noul pământ, împreună cu sfinții, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Frașii și surori care sunteți în sanctuar și cei care sunteți online, vă invit să ne rugăm, să ne pocăim și să venim la Domnul. Ne ridicăm și cu toții ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.